Vă salut, prieteni! După foarte mult timp, astăzi am ieșit la pădure și această plimbare am întâlnit foarte des această ciupercă care aici crește într-un grup foarte mare. Știu că am mai prezentat-o. Și o prezint totuși încă o dată, pentru că este o ciupercă frecvent întâlnită în pădurile de foioase, dar și în cele de conifere. Și este ușor de recunoscut, are mai multe denumiri. Spune piciorul căprioarei, pălăria șarpelui și este ușor de recunoscut datorită pălăriei care acum este mică, poate ajunge la 15 cm, dacă nu mai mare, și este foarte gustoasă. Are, uitați, un inel aici în partea de desubt, lamelele sunt albe, pălăria are niște scame deasupra și doar pălăria se mănâncă, nu și piciorul, care este lemnos. Este bine să vă documentați înainte de a culege ciuperci. Asta știu sigur că este comestibilă. Totuși vă îndemn să faceți verificări personal pentru a putea identifica cu exactitate o ciupercă. Despre aceasta v-am spus că este frecvent întâlnită și este foarte gustoasă. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!